În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Esența Evangheliei de astăzi se legitimează la două capete de rugăciuni. 1. Milostiv fi mie păcătosul și celălalt mulțumescu-ți, Doamne, că nu sunt ca ceilalți. Deci iată două moduri de a ne ruga înaintea lui Dumnezeu. Nu întâmplător, în momentul în care ne aflăm în biserică, astăzi este și Duminica Vameșului și a Fariseului. Biserica parcurge cea de-a treia etapă a rânduielii bisericești, trecând de la învățătura și cântările octoihului, la învățătura și cântările triodului, adică trei cântări, asta înseamnă. Această învățătură de pocăință, pentru că începe perioada postului mare și sunt cele trei duminici pregătitoare, și dacă o să fiți foarte atenți, veți vedea că este vorba de vameș și de fariseu, este vorba de fiul risipitor, este vorba de duminica înfricoșatei judecăți, iar ultima, exact de lăsatul secului, se cheamă așa, izgonirea lui Adam din rai. Deci, iată esența pentru care s-a ajuns la izgonirea lui Adam din rai. Mai întâi, omul a fost ca un vameș și ca un fariseu, a profitat de bunătatea lui Dumnezeu, a stat de vorbă cu el, s-a bucurat de el, au stat împreună în rai și s-au sfătuit și apoi i-a întors spatele și a plecat, dându-și în dialog și în discurs cu diavolul seama că Dumnezeu cere prea multă osteneală ca să ajungi ca el, pe când diavolul ne dă o cale directă și avem dumnezei pe pământ, idolatria patimilor sau neputința mentalității și gândirii pământești, când spune înțeleptul Solomon, casă peste casă vei adăuga sau țarină peste țarină și nimic nu vei moșteni. Ați văzut omul tinde spre un infinit absolut, să aibă casa cea mai înaltă, să aibă mașina cea mai strălucitoare, să aibă cecul cel mai mare, să aibă haina cea mai impresionantă și dacă vrei să vezi mulțimea născocirii minții, te duci, să spunem, într-un salon de înfrumusețare și vezi că dintr-un om urât poți să faci unul frumos. Deci Dumnezeu a rămas mic copil, pe lângă mentalitatea omenească pe care noi o putem înfăptui cu gândirea noastră. Deci putem crea ceea ce Dumnezeu n-a fost în măsură să ne dăruiască. Ei, toate aceste artificii țin de această duminică numită și Duminica Vameșului și Fariseului. Deci când sufletul și trupul nostru stă înaintea tronului slavei, stă înaintea lui Dumnezeu, și găsește când un comentariu pozitiv, când un comentariu negativ. Și de aceea Evanghelia de astăzi începe așa. La templu s-au suit doi oameni să se roage. Unul era omul păcătos, dar atins de Duhul smereniei și care a înțeles că măsura pământescului din noi se sfârșește prin moarte, că dacă nu va putrezi bobul de grâu, nu va aduce roadă, spune Apostolul Pavel. Iar celălalt, care era fariseu, s-a dus cu cheptul deschis la altar și chiar în nebunia și îndrăzneala minții lui, nici n-a spus, Doamne, măcar iartă-mă, ci îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Iată această clasă socială pe care noi o întâlnim astăzi, în Evanghelia de astăzi, împarte și lumea în aceeași clasă socială. Sponsorii sau elitele, care cred că au intrat în rai pentru că au avut portofelul plin, și păcătoșii care cred că merg în iad că n-au avut ce da. Și când vă spun lucrul ăsta, la ce mă refer? Nu este suficient că îi dai bani lui Dumnezeu. Pe aia nu-L interesează pe Dumnezeu. Aia doar măsoară. Ci Dumnezeu vrea să vadă inima ta. Și iarăși mă întorc de unde am plecat și spun așa, fiule, dă-mi inima ta ca să-mi fac locaș în ea. Cu atât mai mult te osândești în momentul când dăruiești,
decât atunci când nu dăruiești. Pentru că dacă dăruiești, înseamnă că știi că Dumnezeu este și vrea și așteaptă ceva de la tine. Și acel ceva este sufletul tău. Și în momentul în care vii la altar și crezi că ai postit de două ori pe săptămână, cum spunea și acel fariseu, când crezi că ai dat zeciuiala din tot ce ai de dat și cum arată mai departe fariseul, mulțumesc că nu sunt răpăreți, mulțumesc că nu sunt nedrept, mulțumesc că nu sunt desfrânat ca ceilalți oameni, mulțumesc că nu sunt ticălos ca acest vameș, adică aproapele meu. Că așa spune, aici s-au bătut, aici s-au lovit două citate unul de altul. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci l-a iubit, a spus, mulțumesc că nu sunt ca acest vameș. Adică, acest vameș era într-o stare jalnică din punct de vedere exterior la prima vedere, dar nimeni nu cunoștea pocăința lui din interior. Și aici se pune accentul pe ce? Pe modestia credinței. Și pentru că astăzi avem, închideți ușa că intrăți în țară. Deci, pentru că avem astăzi timp și ne permite câteva clipe în momentul, vreau să înțelegeți următorul lucru. Când vorbim de vameșul din Evanghelie, să nu vă închipuiți că este vorba numai de acel om care stătea la vamă și plătea o cotă că ai trecut cu fructe, cu țigări, cu aromate, cu pânză, cu stofe, cu hrană, cu alimente. N-am nicio treabă. Aici este vorba de un alt vameș. Acest vameș care trece de data aceasta în fața Evangheliei, de fapt, cine este? Vă spun eu cine este. Întâi ca să vă explic cine e fariseu. Fariseul este în fața dumneavoastră. Eu sau noi. Adică, în momentul când ai ajuns în biserică, un drac interior te mână și te împinge să privești cu superioritate, să privești cu impresie, cu părere de sine, să pășești cu siguranță, să pășești cu îndrăzneală. Nu folosim termenul de tupeu, că nimeni nu se roagă cu tupeu, nu există asemenea cuvânt. Dar să roagă cu năzuință și chiar cu uneori cu obrăznicie putem cere de la Dumnezeu. Și chiar uneori suntem insistenți și spunem, cum adică Dumnezeu nu-mi dă mie? Ei, ăsta este fariseul despre care este vorba în Evanghelie. Omul îndrăzneț care vine în fața Sfântului Altar, se suie în biserică să se roage, dar în același timp crede că îi se și cuvine. Și când mă refer că crede că îi se și cuvine, ne justifică fariseul din Evanghelie. Postesc de două ori pe săptămână. Dar cum, părinte, dar eu postesc, țin toate posturile. Îi fi postind dumneata de bucate, dar nu îi fi postind de celelalte, de ură, de răutate, de invidie, de ambiție, de orgoliu. Și aici de fiecare dată aș încerca să fiu practic și să aduc aminte. Câți din noi n-au o funcție de conducere în ceea ce lucrează și fac rău celor din jurul lor? Câți din noi n-au o putere, indiferent de locul social unde lucrăm, că fiecare muncește pentru o bucată de pâine și la locul lui e un fel de stăpân pe porțiunea respectivă. Ei, câți din noi nu-l încurcă pe celălalt? Câți din noi își văd de treaba și de pătrățica lor? De-abia ăia sunt credincioșii care îi plac lui Dumnezeu. Deci nu putem să fim în biserică un fel de oameni și afară alt fel de oameni. Deci în biserică să sărutăm icoana, ele se lasă sărutate, că nu au încotro. Vă închipuiți, ce o să facă? Deci în biserică să sărutăm icoana, iar la serviciu să scriem anonime. În biserică să primim împărtășania cu lingurița, iar afară să semnăm demisii sau să semnăm referate sau să semnăm răzbunări. Deci nu acești oameni au ce căuta în biserică. Deci ei chiar dacă vin în biserică, dar nu își îndreaptă acest mod de viețuire, ei sunt ca fariseu. Mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni. Da,
Ai și casă frumoasă, ești și sătul, ai și salariu frumos, ai și funcție bună, ai și putere, ai și sănătate, dar trebuie să te gândești că vei da socoteală de ele, nu că le ai, că n-ai știut să le folosești. Adică, în loc să le folosești în folosul tău și a familiei tale, le-ai folosit și împotriva altora. De ce? Pentru că undeva mândria din tine te îndeamnă să arunci un ochi în spate, mulțumesc că nu-s ca ceilalți. Adică, ca femeia de servici, ca infirmiera, ca avocatul, ca polițistul, ca paznicul, ca jandarmul de la poarta instituției, nu contează. Înaintea lui Dumnezeu e un suflet ca și tine. Înaintea lui Dumnezeu, cu o măsură se judecă, cu o lingură mănâncă, cu o judecată se judecă, cu un sicriu se astupă și cu un cuvânt moare și aceeași judecată are. De aceea, în parastasul morților, ni se spune. Și m-am uitat în urmă și am văzut oase goale și țărână și m-am întrebat care e ostașul, care e împăratul. Adică înaintea lui Dumnezeu apare egalitatea. Ei, în momentul când am intrat pe poarta bisericii și am intrat în fața Sfântului Altar să ne împărtășim, noi trebuie să căutăm egalitatea sufletească. Adică trebuie să ajungem la măsura în care să ne respectăm între noi ca semeni, nu ca funcție, nu ca grad, nu ca mărime. Și de ce spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că biserica este cea care traversează societatea și întâmplarea face că oamenii societății sunt fiii bisericii. Întâmplarea face că fiii bisericii sunt oamenii societății. Deci această verigă de fier care alcătuiește lanțul social este omul. Omul găsești și în instituție, omul găsești în biserică, omul găsești și pe câmp și în spital, și la brutărie, și la farmacie, și la fierărie, și la lemnărie, și la carmangerie. Unde te duci? De om dai. Ei, acest om este și în biserică. Același om care în viața socială îndeplinește una din aceste funcții. Dacă biserica se dă după societate, noi vom spune că avem o biserică secularizată, adică dată cu lumea. Dacă omul se dă după biserică și biserica merge după dreptarul cel corect, atunci vom spune că avem o biserică îmbunătățită, înduhovnicită. Și pe ce vom cunoaște măsura înduhovnicirii? Simplu. Vă spun ca să nu vă mirați. România, care este o țară de 20 de milioane de locuitori, 22, hai să spunem că vă 2 milioane umblă lela și muncesc prin străinătate după un bănuț, în raport cu America, care are 300 de milioane de locuitori sau 200 și ceva de milioane de locuitori, dacă punem numărul de avorturi, de crime, de urgii și de nenorociri, vom vedea că o țară care nu are treabă cu ortodoxia este suma tuturor popoarelor din toată lumea. E un fel de ierbar, un fel de colecționar de exemplare. Deci, ca într-o grădină zoologică, ce vrei găsești în ea? Nu găsești atâtea fără de legi, cât te găsești într-o țară de 20 de milioane de locuitori, cum este România. De ce? Pentru că cu cât suntem mai ortodoxi, cu atâta suntem mai dezastruoși la capitolul moral. Și unul din motivele pentru care materialismul dialectic s-a cuibărit peste noi românii, ca popor, în zona balcanică, Rusia, Ceoslovacia, Bulgaria, toate țările care am fost neamuri și mejeri și prieteni, de ce au prins acest teren? Pentru că pe creștinism s-a prins fisura îndoielii și a scăldării, așa cum se spune în popor. Lasă, nu fii prea extremist, lasă, fii mai căldicel, așa, lasă încet, lasă așa. E bun acest lasă, dar nu în orice loc. Pentru Împărăția Lui Dumnezeu nu există lasă. Pentru Împărăția Lui Dumnezeu există alb sau negru. Pentru Împărăția Lui Dumnezeu este întuneric sau lumină. Pentru Împărăția Lui Dumnezeu este dreapta sau stânga. Pentru Împărăția Lui Dumnezeu este rai sau iad. Și atunci, acest creștinism, dat după mersul bisericii și al societății, în loc să vină ea după biserică, biserica s-a dat după societate și s-a creat acest fariseism cu care noi ne batem în piept și spunem așa,
87% ortodoxi. Da, și ce cu asta? 87% ortodoxi. Într-un an de zile, cei 87% de ortodoxi fac mii de accidente, mii de spargeri, mii de crime, mii de avorturi. Și care e treaba? Care este rezultatul Evangheliei? Care este rezultatul predicilor de la altar? Care este rezultatul postitului de două ori pe săptămână? Care este rezultatul mulțumescu-ți ție, Doamne? Nu există. Deci ăsta este fariseul care a alergat la altar. Și de ce v-am enumerat toată această poveste? Ca să vedeți că cei care stau în biserică, aici acum în fața noastră și eu în fața dumneavoastră, noi fiecare în imaginea noastră față de ceilalți ne vedem și chiar îi auzi pe oameni când spune ei, ai o femeie credincioasă, ai un bărbat credincios, ai un creștin bun. Ei, dincolo de fariseul care stă acum în fața noastră, undeva în spate ascuns acolo, stă sufletul care este vameșul cel neputincios, care cunoaște toate mărunțișurile, că așa a spus Dumnezeu, Doamne, Tu toate le știi, și tainele, și rărunchii, și măruntaiele inimii, și gândurile, și cugetele, Tu toate le știi. Așa este. Numai sufletul stă undeva, noi suntem la altar, dar sufletul stă undeva acolo, poate nici nu încape în pridvoare, după ușa de afară, și știe prea bine cât de mărunt este. Și el nu îndrăznește. Știe cu câtă sfială primește Sfintele Taine, știe încă câte păcate sunt nespovedite, știe încă câte păcate sunt repetabile, știe încă câte păcate sunt nedezlegate, știe încă câte păcate trebuie făcute și câte patimi sunt nestăpânite, știe câte nedreptăți alcătuiește, începând ca soacră în familie, ca părinte în familie, ca copil în familie, ca soție în familie, ca fiică în familie. Deci nu este un vinovat, ăla-i rău și ăla-i bun, nu! Fiecare în rândul lui, într-un lanț al slăbiciunilor, își cunoaște toate aceste carențe. Și atunci el stă cu mintea acolo în spate și dacă ați văzut, vameșul n-are rugăciune. Vameșul are smerenie. Dar ce fel de smerenie? Smerenie dobândită prin cunoașterea de sine. Mare cuvânt filocalic. Prin cunoașterea de sine. Lasă-mă că stă bine, tu foiești geanta aia. Deci prin cunoașterea de sine, de-abia tu în interior te cunoști. Acolo ești tu cel mai sincer cu tine. Pentru că tu știi când a prins lumânarea sau candeluța sau deschizi cartea, de ce te rogi cu foc sau de ce îți curge o lacrimă. Cei de afară care te văd știi ce zici, vai, dar ce trăire are, ai văzut, avea lacrimi. Dar tu știi de ce plângi. Acolo înăuntru vameșul știe de ce suspină. Că așa spune, și vameșul stătând undeva în spate, să bătea cu pumnul în piept, ați văzut, putea să bată la genunchi. Nu! La casa sufletului. Când ești păcătos, te doare sufletul, nu capul, nu piciorul, nu genunchiul, nu stomacul, sufletul. Nu vin oamenii și spun, părinte, zice, dintr-un om sănătos, deodată s-a țăcănit, va trebui să-l internăm la spital, a început să vorbească aiurea. Nu se regăsește, n-are liniște, n-are somn, se zbuciumă, s-a stresat, s-a atacat de panică, nu știu ce s-a întâmplat. Ei, aia-i boala sufletului. Ăla-i vameșul ăla zdrobit din fundul bisericii, care bate mereu cu pumnul în piept și spune, milostiv fii mie păcătosul! Ăla știe exact ce se petrece acolo, ăla știe ce stă în Pandora ascuns acolo. Câte răutăți, câte nedreptăți, voi credeți că în momentul când faci un rău, chiar nu-l ții minte și nu te macină, nu-l poți tu exprima liber sau chiar când te spovedești, îl spui așa mai arogant, cu un ton de stăpânire de sine, părinte, am furat, am mai nedreptățit, am fost eu nu știu cum, am fost prea aspru, da? Așa sună în cuvinte, dar înăuntru tău acolo e cum ai izbi cu ciocanul o sticlă și să face mii de bucăți. Acolo zdrobirile și gândurile și măcinările există. Și atunci el stă cu minte în spate și așteaptă milă. Milostiv fii mie păcătosul. Și ce reiese din această taină? Reiese ceea ce veți vedea duminica viitoare, când amestecăm un subiect cu altul. Tatăl de mult așteaptă ca acel vameș din fundul bisericii, spune acolo frumos la sfârșitul Evangheliei, că s-a întors mai îndreptat la casa sa decât acel fariseu. De ce?
Tu poate ai intrat în biserică și te-ai mai uitat la cine te-a împins sau s-a băgat în fața ta la lumânări sau a stat lângă tine când te-ai spovedit sau nu ți-a convenit că te-a împins sau te-a ținut de vorbă sau s-a foit și pleci undeva șicanat. Dar sufletul iese ușor zdrobit și mulțumit că s-a putut aerisi, s-a putut răcori, s-a putut descărca. Dar de ce s-a descărcat? Pentru că el a simțit starea de umilință. De aceea Sfinții Părinți și Părintele Cleopa în predicile de peste an spune așa: adevărata pocăință este aceasta, să poți înhăma faptele fariseului cu smerenia vameșului. Adică, dacă am putea să facem toate faptele bune cu căința de rău care este în inima noastră când ne mustră conștiința, atunci cu adevărat suntem iertați la Dumnezeu. De aia spune că omul s-a întors folosit la casa sa, acel vameș s-a dus de la biserică mai folosit decât acel fariseu. De ce? Fariseul când ajunge acasă, tot la televizor îl pui, tot o mâncare îi dai, tot îl speli, tot îl aranjezi, pentru că își cere dreptul, așa spune, trupul își cere ale pământului. Dar sufletul rămâne acolo chinuit și știți de ce chinuit? Că după ce a ieșit din biserică, încetează și mustrarea conștiinței. De ce încetează mustrarea conștiinței? Te întâlnești cu aceiași oameni, fie perverși, fie vicleni, fie falși, fie nedrepți, fie neserioși, fie mincinoși. Să fie iertat o singură vorbă între noi. Câți dintre noi, și aceasta am pățit-o eu personal, nu de la o persoană cu carte. Eram odată cândva pe cerdac, stăteam la umbră, era vara, și a venit o femeie din asta simplă, așa, cu o traistă, nu știu, era de la Alba Iulia, bătea ea mănăstirile, așa, și căuta cuvânt de folos, cum spunem noi. Numai că se pare că cuvântul de folos a fost cu dus întors. În loc să-l ia ea de la mine, l-am luat eu de la ea. Eu mă grabeam, aveam de făcut ceva, și o aprobam în tot ce spunea. Zic, da, ai dreptate, e bine așa. Părinte, eu mă rog așa, da, e bine așa. Părinte, eu postesc așa, da, e bine așa. Bat mătăni așa, da, e bine așa, bunică, stai liniștită. Părinte, eu mă împărtășesc așa, da, e bine așa. Și la un moment dat se uită ea așa la mine și îmi spune, zice, tare aș vrea în clipa asta, zice, dacă ar fi Dumnezeu de față, să văd din ce mi-ați spus și din ce am discutat, cât ați spus sincer și cât ați spus de complezență. Ei, majoritatea erau de complezență. Eu nici nu o cunoșteam bine, nici nu o spovedeam eu, dar eu o aprobam ca să nu mă plictisească. Zic, las, termini că am altceva de făcut. Dar mi-am dat seama după aceea, că ea mi-a spus așa, părinte, zice, nu-i păcat... Nu-i păcat ura și dușmanul, că alea știi să te ferești de ele. E păcat de sfânta amabilitate. Și zic, dar ce e sfânta amabilitate? Când oamenii se mint între ei cu nerușinare, spunându-și unii altora ceea ce le place să asculte. Și mi-a spus, acum mă grăbesc că scapă autobuzul. A scris, a lăsat un pomenic de 10-20 lei și a plecat. Și totdeauna m-am gândit de fiecare dată la vorba asta, pentru că o simțeam așa ca pe un ciocănel care din când în când bătea în cap. Și când venea câte cineva cu câte o problemă, totdeauna mi-aduceam aminte de problema aia, de sfânta amabilitate. Și zic, chiar dacă îl doare sau se supără, îi spune exact ce ar trebui să audă, chiar dacă nu-i convine, n-are decât să plece supărat sau poate să plece mânios sau nemulțumit, dar măcar știu că mi-am făcut datoria. De ce? Noi, fariseii, avem această obișnuință de a ne flata între noi, de a ne spune vorbe frumoase, de a ne spune vorbe grațioase, de a ne spune vorbe plăcute. Vai, ce drăguță ești, vai, dar ce m-am bucurat că ai venit, dar vai, știi, puiule, și în sus, și în jos, și știți textele acestea lumești. Dar, în realitate, când nu suntem unii lângă alții, avem alte păreri unii despre alții. Lasă-l bă că ăla-i lacom, lasă-l bă că ăla-i mândru, lasă-l bă că ăla mă plictisești, lasă-l bă că ăla mă enervează, lasă-l bă că ăla-i prost. Adică avem pentru fiecare un catalog. Ei, acest catalog al fariseului este echivalentul rugăciunii de azi a fariseului de la Sfântul Altar.
Mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca Ileana, ca Maria, ca Saveta, ca Valerica, ca Emilia. Eu sunt cineva. De-abia aici suntem nimeni, pentru că în momentul în care noi ne luăm model pe noi, vine Mântuitorul Iisus Hristos și îi spune învățătorului de lege ce este scris în lege, cum citești? Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și aici învățătorul a picat în capcana absurdului. Și cine e aproapele meu? Aici e taina. Nu-i fica, nu-i sora, nu-i mama, nu-i prietenul, nu-i vecinul, nu-i mătușa, nu-i nănașa. Aproapele meu poate să fie un om care îl văd căzut cu căruța în șanț pe marginea drumului. Dacă pun umărul și îl ajut să ridice căruța, e aproapele meu. Dacă nu, e departele meu. Și aici, vameșul și fariseul de astăzi vine să ne arate că legea veche, cea care Hristos o va desfința, avea trei stări. Om contra om, deci nu se suportau, se omorau, se băteau, erau popoare păgâne și popoare care respectau legea Dumnezeului Savoot, se omorau între dânsi, fără milă, era legea războiului. Dar a venit om pe lângă om. Un om căzut între tâlhari, lăsat abia viu, a trecut și preotul și levitul, țineau predici, învățau, dau o mână de ajutor, nu vreau să întindă, și s-au dus mai departe. Și a venit samarineanul care era de alt neam și l-a pus pe asin și l-a dus la casa de oaspeți și a lăsat și cu vorbă. Dacă mai cheltui când mă întorc, eu îți plătesc. Dar, acum, se pare că diavolul nu s-a mulțumit cu aceste două măsuri. Om pe lângă om și om contra om. Acum măsura s-a ascuțit, diavolul a răcit dragostea între oameni și s-a creat o altă formulă mai adâncă. Respingerea omului de către om. Deci nici măcar toleranța, nici măcar suportabilitatea, adică de a trece și a da bună ziua în silă, îți convine, nu-ți convine, salută-l ca să iasă dracul din inimă. Nici asta. Adică oamenii să se urască. A crescut acest sâmbure al zavistiei, al urii, al invidiei, al răzbunării, al discriminării, al vorbirii de rău. Este această sfântă clevetire, cum îi spunem noi în filocalie, care este cea mai periculoasă. Și dacă nu știi ceva de un om și cineva spune, uite bă, cu tare ce-a făcut, las că știu eu cine, nu spune mie, am auzit eu de el. Dar el n-a auzit nimic. Dar îl bârfește pe ăla în sudoarea minții lui și asudă, aruncând cuvinte ne la locul lor, doar dintr-un singur motiv. Din răutatea interioară. De ce despre ăla să spună cineva de bine? De-aia am și învățat la spovedit pe mulți. Nu te lăuda că ai liniște în casă, nu te lăuda că îți învață bine copiii, nu te lăuda că ai servici, nu te lăuda că știi, e, cum o duci? Rău ca toată lumea. Că în momentul în care te vaiți formal, ai liniște de plină. Dar dacă te-ai lăudat cinstit, deja ți-ai creat dușmani. Din ce cauză? Nu suportă omul de lângă tine să simtă că aproapele se bucură de darul lui Dumnezeu. Până și Dumnezeu, dacă ar putea omul să-l împartă, l-ar împărți cum ar vrea el. La unii l-ar da și la unii nu l-ar da. Noroc că Dumnezeu se lasă pentru toți la fel. Adică fiecare îl mâncăm în deplinătatea harului. Îl gustăm în deplinătatea lui. Ne bucurăm de deplina existența lui. Acum, pe măsura prostiei din noi, deci pe măsura prostiei din noi, unii îl pierdem pe Dumnezeu. De ce? Simt nevoia mai mult să deschid o carte, un tarot, o cafea, o magie albă, o magie neagră, adică ca și Adam. Nu vreau să ajung Dumnezeu pe calea lui Dumnezeu, vreau să ajung Dumnezeu mâncând de unde vreau eu. Adică, nu, mâncați că veți fi ca Dumnezeu, v-am mințit să n-ajungeți ca El. Ei, același truc folosește diavolul și astăzi împotriva noastră, numai meșteșugit în altă formă. Dacă în rai era pomul binelui și răului, acum ne-a pus pomul paranormalului sau paraștiinței.
A inventat omul orice. De ce să nu-i spună lui Dumnezeu Dumnezeu când poate să-i spună și reiki, și yoga, și radiestezie, și mai nu știu cum? Îi dă tot felul de denumiri. Energii, para-energii, para-lumini, para-vederi și așa mai departe. Ei, toate acestea le cultivă fariseul din noi. Dar, pe lângă toate aceste greșeli, cea mai mare greșeală este că în momentul în care ești în fața lui Dumnezeu, încerci să nu fii sincer cu tine. Știți care este abecedarul dreptei credințe? Și să-l știți. Asta o știu de la o maică bătrână care a murit la mănăstirea Agapia Veche. Maica Iulia. Puțin au auzit de numele ei. Zic, maicuț, care-i măsura unui creștin să-și dea seama că e pe calea cea dreaptă sau pe calea cea bună? Eram un mucos terminat la vremea liceu și armata. Părințele, când ți-a fi rușine de sfințe din icoană, de care te atingi și te rogi la ei și îi săruți, atunci să știi că te temi și îl iubești și pe Dumnezeu. Și așa este. Adevărat este. Dacă tu o icoană o cinstești cu demnitate, că este chipul celui pe care nu-l vezi, el stă în biserica biruitoare din cer, și tu te rogi cu evlavie, atunci cu adevărat Dumnezeu primește pocăința ta. Dar tu când intri în biserică cu atâtea mii de sfinți pe pereți și cu nerușinare păstrezi ura în suflet, răutatea, orgoliu, ambiția, răzbunarea, dușmănia, clevetirea, ținerea mintea răului, cum ai să te temi de Dumnezeu care e unul singur și nu se vede și chiar dacă l-ai vedea nu l-ai recunoaște? Pentru că în clipa în care ți-ar spune tu nu ești vrednic de fața mea, știi ce îi spune? A, pe toți ai iertat, numai pe mine m-ai găsit nevrednic. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Intrarea în rai sau în iad a fariseului sau a vameșului nu era legată de rugăciunea pe care au făcut-o, ci de starea în care au trăit. Că un om drept, care era într-un sat și avea un coleg și au crescut amândoi de copii și s-au dus la biserică, s-a întâmplat să moară amândoi odată. Pe unul l-a dat în rai și pe unul l-a dat în iad. Cel din rai era tot timpul trist că nu-i cu ăla din iad și mereu se ruga pentru el. Ce bine ar fi, Doamne, să vină și Vasile lângă mine. Cel din iad nu se mai ruga așa. Cel din iad era chiar fariseu, ca ăsta din fariseul de astăzi de la Evanghelie. Și spunea așa, Doamne, am postit cât Vasile. M-am rugat cât Ion, am dat pomană cât el, am făcut parastase cât el, am mers la biserică cât el, am făcut milostenii cât el, am fost credincios ca el, am dres ca el, de ce m-ai dat în iad? Și într-o zi Sfântul Petru i-a spus lui Dumnezeu, la poarta iadului un om cârtește și te hulește permanent, fără încetare. Mă voi pogorî și voi vedea. Și-a venit Dumnezeu la poarta iadului și a întrebat, care este nemulțumitul de aici? Eu, Doamne. Și ce nu-ți ajunge? Ce vrei? Păi, am, cred eu, suficiente fapte bune ca să mă fi iertat și pe mine să mă fi mântuit față de fratele meu și prietenul meu de pe pământ pe care l-ai dat în rai. Și a spus, bine, vom vedea. Petre, supunem acest suflet chiar astăzi unui test și îl întreabă, ești pregătit să treci printr-un test? Doamne, întreabă-mă orice ca ceea ți răspund. Cere-mi orice ca ceea fac. Spune-mi orice ca aia îndeplinesc. Și a zis Dumnezeu către un păianj în care sta cocoțat pe o grindă acolo undeva, uitat pe o bucată de lemn. Măi, ia coboară până jos de câteva ori și fă-mi până la iad o funie. Păianjul cu minte sus și în jos, imediat a țesut un fir, cât? Cât un fir de păr, poate mai subțire. Și a zis, Doamne, am îndeplinit porunca. Vasile, uite ce este, îți dau o șansă. Urcă-te la mine. Dar ai grijă, te rog, fii atent, concentrează-te, stăpânește-te, nu fii emoționat,
Te-am iertat pentru ce ai greșit, dar ai grijă să nu mai greșești. Nu greșesc, Doamne, sub nicio formă. Și în timp ce el urca pe pânza de păianjă, Dumnezeu din când în când o clătina și îi spunea, ai grijă să nu se rupă, ai grijă să nu se rupă. Vezi că se cam subție, ce faci tu acolo de pânza asta, simt că vrea să se întindă, să se rupă. Doamne, nu eu îți devină. Uite mai jos cât s-au prins de dânsa și trag să ajungă la tine. Nu pentru dânsa ei pus-o, dă-i jos de acolo. Și Dumnezeu a tăiat pânza de deasupra lui. Și el a zis, dar de ce, Doamne? Păi cum de ce? În viață, când ai fost liber, n-ai învățat să fii om și să ai milă. Cât nu te-a durut nimic și ai fost în putere, n-ai învățat să fii om și să ai milă. Iacă nici în suferință n-ai învățat să ai milă. Deci dacă ție ți-am dat o șansă și ăia la fel căutau aceeași șansă, tot ar fi depins de tine, că dacă urcai tu, urcau și ei. Dar tu n-ai vrut să urci la mine, pentru că nu ți-ai dorit lucrul ăsta, că cine face celor mai mici, mie mi-a făcut. Deci tu nu-ți doreai ca ăia de sub tine să scape și ei de chin și de suferința lipsei de Dumnezeu. Și stai acolo cu ei, că stai bine. Deci iată testul la care te-am supus. Ce a spus fariseu? Ne întoarcem de unde am plecat. Îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca acest vameș. Da. Doamne, eu nu sunt ca ăia de jos, pe aia ta e funia, că nu-i pentru dânșii. Ei, aflați, fraților, din Evanghelia de astăzi și din esența ei, că Evanghelia este la fel pentru toată făptura. Orice mișcă pe fața pământului, cu suflet rațional și viu, că-i păgân, că-i creștin, de vrea să-L caute pe Dumnezeu, Evanghelia este la dispoziție să-L descopere. De va vrea, omul se va mântui, spune Sfântul Antonie cel Mare, și de va vrea, nu se va mântui. Așa că, iubiți farisei și frați în Hristos, să stimulăm vameșul de dinăuntru nostru, acum la început de post, în prima săptămână pregătitoare, și să încercăm să-i cultivăm vameșului nostru toate lipsurile pe care le găsim la el. Să-i dăm șansa să se bucure, cum spune psalmistul David. Scoate din temniță sufletul meu să se mărturisească numelui Tău, Doamne. Să reușim până la sărbătoarea învierii, că deja de acum așteptăm Paștele, să reușim până la sărbătoarea învierii să schimbăm poziția celor doi în biserică. Să ducem vameșul în fața Sfântului Altar, cu smerenie să zică, Doamne, am greșit la cer și înaintea Ta, nu sunt vrednic să vă numesc Fiul Tău, dar primește-mă ca pe unul din argați, că așa este duminica viitoare, o să vedeți pregătirea, și să ducem fariseul în spatele bisericii, să-l punem să se bată cu pumnul în piept și să zică, milostiv fii mie păcătosul. Căci să știți că la înfricoșata judecată, deci ultima duminică când va începe postul, spune așa, că se vor vădi toate gândurile, toate ascunzișurile minții, toate ascunzișurile inimii, toate ascunzișurile sufletului, încă și tot ce am gândit și n-am făcut se va descoperi înaintea milioane de îngeri. Să facem noi bine și pe parcursul postului care vine să le descoperim fără nerușinare în spovedanie și în dezlegare, scrise frumos pe hârtiuță să nu-ți fie jenă, să le rostești cu gura și să le dați la duhovnici să le citească, să le ierte și să le dezlege, ca până la înviere, dacă va reuși atât fariseul cât și vameșul să poată să spună Hristos a înviat.